Spitalul Clinic Bălți a primit un ajutor financiar de 25.000 de lei în lupta cu coronavirus. Donația a fost făcută de Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei. Banii au fost înmânați azi de către Episcopul de Bălți, Antonie. Fața bisericească a spus că preoții vor continua să ajute instituția medicală. Am dat o circulară către toți preoții noștri să pună fiecare din puținul lor, să adunăm, să venim și noi cu o mică donație. Donația a fost, sau această perioadă a durat o săptămână și data de 3, vineri, am colectat acești bani. Pe lângă asta am zis să aducem și câteva fructe care le des aici, pentru că vor fi atât pentru medici, cât poate și pentru pacienți. Medicii au mulțumit reprezentanților Episcopiei pentru suportul acordat. Le spunem mulțumim mult și să vă păzească Dumnezeu de ceea ce este, de situația care stați acasă, de orice suport care este, vă spunem numai mulțumesc. Tot azi, Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a donat 5.000 de lei Centrului de Sănătate Publică Bălți.